apa în orașul Florești se scumpește. Din 20 decembrie, tariful va crește cu 27 de bani, iar de la 1 ianuarie 2011 cu 25%. De asemenea, în următorii 15 ani, tariful va crește cu 5% anual. Anume, cu aceste condiții, în raionul nostru va fi instalat 100 km de apeduct nou. Pentru toate lucrările se va cheltui suma de 6.500.000 de euro. O treime din suma dată Societatea Servicii Comunale Florești a luat credit. Două treimi din sumă este grant acordat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. De la 1 ianuarie 2011, tariful pentru apa potabilă pentru persoanele fizice va fi 11 lei, pentru apa menajeră 4 lei 20 de bani. Persoanele juridice vor achita 26 de lei 25 de bani și pentru apa menajeră 29 de lei 36 bani fără TVA. Care este părerea cetățenilor? De fapt, curând că se măresc tarifele la apă. Da, dar m-am prinit chiar în științare, am primit. La gaz știu. O parte dintre agenții economici cred că majorarea tarifului va influența și asupra prețurilor și a serviciilor. Tuim în jur de 40, 42, 44 de cuburi pe lună și plătim un preț nu chiar mic. Dar acum, dacă ar să majoreze, cred că ar să influențeze și la costul unei bucăți de pâine. Alții folosesc apa din fântânile proprii și sunt pregătiți să achite doar pentru canalizare. Pentru pensionari și pentru invalizi, unica ieșire din situație este economisirea. Noi suntem invalizi 2 de gradul 1 pe viață. Noi și așa, îndeopt și facem tot posibil și tot ne iese undeva 4-5 cupri pe lună. Nici de cum faci și nu faci, dar nu poți să economisești. Părerea cetățenilor este împărțită. Nu vreau să plătesc. Eu și nu numai părerea mea, dar părerea tot mahala mea. Noi am scutat întrebarea, mahală. Noi am plătit absolut tot pentru un proiectul care a fost pe gândește noi. Și contribuții, și tot ce a trebuit, am plătit, contoară, am o pentru cine îți plătim? Foarte rău, salariul nu ne smărește, în schimb prețurile și la gaz am auzit să măresc și la apă. Nu știu ce să spun, e greu, foarte greu. Am auzit că s-a luat un credit mare, nu cu un credit, dar au câștigat un grant de asta și o parte din trânsul trebuie să întors înapoi, că sub felul creditului. Și trebuie să mărească câte o leacă, cum altfel, de ușine se întoarcă înapoi. Este apă, tot sud cam pe jos, sunt alte raioane, că o câteva ori în sud. Cred că aici trebuie să privim din mai multe puncte de vedere. Tot ce se face are un motiv, o cauză oarecare. Și dacă se ridică, ridicarea aceasta vine de undeva, că se ridică la combustibil prețurile, se ridică la motorină prețurile și de aici revine că se ridică și prețurile și la tarifele noastre. Dar desigur că am vrea în legătură cu ridicarea acestor tarife să se ridice și leafa să fie mai mare. În afară de raionul Florești, implicate în acest proiect, mai sunt 5 regiuni din Republica Moldova. Să luăm în comparație cu celelalte 5 întreprinderi, atunci așa un mic exemplu. La Soroca tariful la apă se va majora cu 95 de bani, din momentul scălirii și canalizarea cu 1,40 lei. La Orhei se va majora cu 1,10 lei apa, cu 90 de bani canalizarea. Hânceștiu cu 9 bani apa, cu 57 de bănuți canalizarea. La Leoba cu 1,05 bănuți apa, 70 bănuți canalizarea. Și la Ceadăr Lungă cu 1,50 lei apa și 1,50 lei canalizarea. Asta din momentul iscălirii contractului, dar de la 1 ianuarie cu 25%, ca să vedeți cu cât se va majora. Și dacă să luăm pe următorii ani, atunci procentul care se va majora pentru întreprinderea de la Florești este cel mai mic. Ultima majorare a tarifului la apă a fost în noiembrie 2007.